Salutare! Cu toții cunoaștem că ochelarii de soare reprezintă mult mai mult decât un accesoriu la modă. Culoarea lentilelor pe care o alegem poate avea efecte diferite pentru vederea noastră. Apropo, e greșit să credem că o lentilă mai închisă la culoare te poate proteja de soare mai bine. În același timp, e foarte important să ne asigurăm că ochelarii de soare au filtru UV400. Ar fi bine să luăm în calcul ochelarii de soare polarizați, care, pentru a reduce lumina puternică, elimină reflexiile supărătoare și limitează lumina reflectată. Și da, ochelarii de soare trebuie folosiți și în zilele înorate. Astăzi eu vin în ajutorul vostru și vă voi explica ce semnificație are fiecare culoare a lentilelor ochelarilor de soare. Să începem cu lentilele negre sau gri închis. Acestea reduc lumina puternică, însă fără a schimba percepția culorilor. Sunt printre cele mai indicate culori pentru șoferi, pentru că îi poate ajuta atunci când conduc cu razele soarelui în față. Nuanțele galen-auriu sunt perfecte pentru activitățile din timpul iernii. Lentilele nu reduc foarte bine lumina puternică, dar asigură un contrast puternic în condiții de lumină slabă atunci când ninge sau când e ceață. Acest tip de lentile mai sunt foarte populare în cazul vânătorilor care se confruntă cu contrastul atunci când se uită la țintă spre cer, în special în condițiile de lumină puternică. Însă, atenție! Aceste tipuri de lentile sunt periculoase în traficul rutier sau în orice alte activități care necesită recunoașterea culorilor. Continuăm cu lentilele de culoare verde care sunt indicate pentru activitățile de zi cu zi. Acestea reduc lumina puternică, dar luminează zonele întunecate. În plus, lentilele verzi se pot asorta cu orice model de ramă. Același lucru este valabil și pentru lentilele de culoare verde închis, care sunt ideal pentru condus, datorită faptului că atât lentilele gri cât și verzi nu modifică percepția de culoare, iar această caracteristică este utilă atunci când suferiți de o afecțiune a vederii, cum ar fi hipermetropia. Vrei să îmbunătățești percepția lucrurilor din jurul tău și detaliile acestora? Îți recomandăm să te orientezi către ochelarii de soare cu lentilele roz. Acestea îmbunătățesc contrastul în condiții de lumină slabă și reduc oboseala oculară. Albastru mov. Deși nu sunt la fel de eficiente pentru reducerea strălucirilor, lentilele albastre sau mov sunt excelente pentru eliminarea luminii puternice. De obicei, aceste culori au și efect de oglindă, așa că identitatea îți poate fi protejată cu ușurință. Lentilele maronii sau roșietice asigură un contrast perfect. Acestea sunt eficiente în toate condițiile de lumină, așa că sunt perfecte pentru cei care conduc mult. Dacă dorești o pereche de ochelari care să ofere o claritate bună, fără să modifice culorile, lentilele maronii sau roșiatice sunt alegerea perfectă. Lentilele maro au aceleași avantaje ca cele roșii și portocalii. În plus, ele sunt deosebit de utile, deoarece maro este culoarea preferată de către cei care suferă de miopie. Lentilele portocalii. Dacă sunteți un fan al sportului și preferați zăpada, ar trebui să alegeți cu siguranță o pereche de ochelari cu lentile portocalii, deoarece această culoare blochează lumina albastră, care devine foarte puternică în timpul iernii, mai ales în zilele însorite. Culorile au un efect relaxant asupra ochilor și sunt folosite pentru corectarea optică permanentă a vederii. Atât pentru astăzi. Sper că am fost utilă, iar următoarea dată când veți merge să vă procurați o pereche de ochelari de soare, veți fi mult mai documentați cu privire la semnificația culorilor lentilelor. Și nu uitați, aveți grijă de sănătatea ochilor voștri oricând și oriunde v-ați afla.